Bine v-am regăsit, dragilor! Începem un nou episod din Minutul de Conștientizare. Astăzi mi-am propus, pentru că am văzut că sunt câteva persoane care și-au expus situația în care se află sau dificultatea ce a apărut în viața lor. Și pentru că nu vreau să dau nume, am să citesc doar partea de situație. Un Alexandra nu reușește să depășească frica de a conduce mașina, deși am permis de câțiva ani și conduc foarte bine. Când sunt însoțită de soțul meu, singură nu reușesc să urc la volan. Mulțumesc, o să vă urmăresc. Mulțumesc și eu. Păi, ai expus un lucru foarte, foarte important aici, că în momentul în care ești cu cineva, în special cu soțul tău, care ce-ți oferă? Probabil siguranță, probabil o plasă de siguranță sau simți că nu ești singură. Hai să ne gândim puțin ce înseamnă mașina. Acum, pentru fiecare mașină poate să însemne ceva diferit, însă pentru tine ce înseamnă mașina? Pentru cei mai mulți dintre noi înseamnă independență. A fi singur la volanul mașinii înseamnă a fi singur la volanul vieții tale, poate? Te-ai gândit la acest aspect? La a fi independentă și a lua decizii și a fi pe propriile picioare? Fără a mai depinde de cineva stabil în viața ta, precum e soțul, mama, părinții, știu eu, alte persoane care pot fi stabile în viața voastră. Te-ai gândit la acest aspect? Poate în momentul în care vei reuși să rezolvi acea parte din tine care nu reușește să câștigi independență, da? În ce aspect al vieții tale nu ești independent? Ar fi o altă întrebare de adresat aici. Ce lucruri cu privire la latura de independență nerezolvate ai în tine? Poate în copilăria ta sau cine știe, dar undeva ești dependentă de ceva. Drept urmare, și în latura de a conduce. Da? De prezint un grad de dependență, pentru că ai spus că poți să conduci, dar alături de cineva. Adică poți cumva să-ți manifesti un grad de independență doar dacă ai o plasă de siguranță. Acum rămâne să-mi spui dacă cu tine rezonează. Pentru început, este important să conștientizezi ce înseamnă pentru tine mașina, ce înseamnă, dacă este independență sau nu, așa cum am spus eu, ce reprezintă pentru tine soțul, dacă este sau nu plasa de siguranță sau persoana la care să apelezi în cazul în care se întâmplă ceva. Și iarăși un aspect foarte important ar fi acela în care să răspunzi la întrebarea următoare. Ți s-a întâmplat ceva în timp ce conduceai sau în timp ce erai în mașină sau dacă există vreun eveniment în spate care are de a face cu partea aceasta. Te gândești, îmi răspunzi și eventual poate abordăm într-un alt episod. Dar nu e valabil doar pentru ea, întrebarea este unde anume sunteți voi dependenți sau nu sunteți independenți în viața voastră? Cât de mult sunteți la volanul vieții voastre? Cine conduce mașina? Sunteți pe locul din dreapta? Sunteți pe locul din spate? Unii dintre voi poate sunteți în portbagaj, mai în glumă, mai în serios. Dar mai rău, alții nici măcar nu se află în viața lor sau în mașina lor. Voi unde sunteți în viața voastră?